Bună seara, vă salut! Mă bucur să fim în seara aceasta împreună cu voi și sunt tare fericită pentru că în seara aceasta am alături de mine o invitată specială și abia aștept să-i aflăm povestea, să aflăm cine este și câte lucruri a făcut ea pentru a ajunge cine este acum. De aceea, fiți cu ochii în patru. Și lăsați tot ce faceți acum, pentru că merită să ascultați această poveste. Sunt sigură că vă veți identifica cu povestea ei și veți găsi lucruri interesante, așa că o las pe Viorica să ne spună mai multe. Bine ai venit, Viorica! Salutare, Mihaela, salutare tuturor, mulțumesc pentru invitație și mă bucur mult să fiu în astă seară iarăși alături de tine și live așa aici un pic. Pentru că săptămâna trecută ne-am văzut noi cu Mihaela și ea m-a provocat să-mi spun și eu povestea, așa că am acceptat invitația ei și uite că astăzi, așa pe scurt, vreau să vă zic și eu câteva cuvinte despre mine. Mă numesc Viorica, da, vă salut în această seară din Irlanda, dar de fapt m-am născut în Republica Moldova. De meserie sunt contabil, da, și am activat în sectorul financiar bancar câțiva ani buni acolo. Apoi a urmat perioada de creștere a copilului, da, eram în concediu de maternitate și a urmat, ne-am stabilit cu familia în Irlanda aici de câțiva ani. Și a fost așa o schimbare majoră câțiva ani în urmă și fiind tot în concediu maternitate, da, cu fetița, simțeam așa că stagnez și îmi doream să cresc, să mă dezvolt, da, pentru că doar fetița, casa, simțeam că era prea puțin pentru mine. Și se spune că cine caută găsește, probabil și eu acolo undeva în subconștientul meu căutam ceva. Și am primit un mesaj de la mentora mea, care îi mulțumesc foarte mult. Bineînțeles că nu am spus da din prima, pentru că aveam și anumite nedumeriri și temeri, da? Și alte întrebări. Însă, cu toate acestea, fiind conștientă de ele, însă aveam acea dorință mare să schimb ceva. Și am spus da aceste oportunități, da? Și uitați-vă, de câteva luni bune am desfășurat această activitate, de care sunt foarte încântată, pentru că avem un business la cheie, așa cum spunem noi, da, în peste 160 de țări, da, este ceva wow și este o companie serioasă, da, și pe piață de peste 43 de ani. Așa că, cu siguranță, sunt mândră că am făcut această alegere. Și, bineînțeles, că este online și, da, pot să-mi împarte orele de lucru, să-mi îmbin cumva timpul și să-mi împart, adică, da, timpul și cu fetița, cu familia și timpul cu activitatea forever. Așa că... Mulțumesc pentru că ne-ai spus cum ai început tu Forever. Te felicit pentru tot ce ai făcut, te felicit pentru fetița ta, te felicit pentru familia ta minunată și pentru Mersi. că sunt sigură că sunt multe mămici care simt nevoia să facă și altceva. Vreau să ne povestești puțin ce ai realizat tu de când ești în Forever. Păi, uite, Mihaela, ar fi mai multe, dar așa ca să spun în câteva propoziții, bineînțeles că am, probabil cu toții visăm, dar eu la un moment dat am lăsat visurile mele undeva pe raft, le-am lăsat acolo, da, să stea un timp și simțeam că nu e bine, da? Aici am învățat să visez, da? Să visez mare în același timp, da? Și cum am spus, da, și poate și alte mămici simt același fel că vine rutina, da? Dar credeți-mă, dragilor mămici, este posibil, da, să aloce o oră, două pentru această activitate frumoasă. Eu de câteva luni de când desfășor această activitate, pentru că nu am foarte mult timp, dar cresc, da, încă mai sunt în proces, da. Bineînțeles că am parte de dezvoltare personală, ceea ce îmi lipsea foarte mult, da, și aici am parte de această latură de un venit pasiv, da, și bineînțeles că mi-am creat noi obiceiuri sănătoase, pe unele le-am înlocuit, pe unele le formez, încă lucrez la ele, da. Adică este extraordinar, da. Suntem o comunitate de
de femei, în mare parte, ca, în care ne sprijinim, lucrăm împreună, ne susținem și, bineînțeles, că ne ajutăm, da? Chiar dacă avem anumite provocări, însă avem sprijinul, avem mentorat, trainingurile ne ajută ca să le depășim și să continuăm drumul nostru. Așadar, sunt încă în proces, dar câte ceva lucruri deja am realizat și sunt foarte, foarte mândră de mine. Am prins, cred că și mai multă încredere în mine, da, și sunt foarte multe beneficii, doar beneficii pe partea asta. Ești o mămică fericită și o femeie de succes. Se vede pe fața ta că strălucești și mă bucur tare mult să văd lucrul acesta și să realizez că da, se poate, pentru că atunci când îți propui ceva, poți realiza. Probabil că în această afacere, la fel ca și mine, ai realizat că dacă visezi, poți să îndeplinești. Așa Iar, este. așa cum spuneai tu, acest business ne ajută să visăm, iar visele noastre contează. Pentru că spuneai de comunitatea noastră, cum te simți în mijlocul nostru? Păi, iată, am început să zic puțin, da, pentru că înainte mă gândeam, da, o să mă descurc, da, o să-mi fac față, da, cum o să mă descurc în general, deci. Aici avem parte de cei mai buni mentori, da? De cea mai tare platformă de traininguri, da? Și cu siguranță este nevoie doar de implicarea noastră și de să ne dăm voie să creștem, să învățăm așa, pentru că doar lăsându-ne, da, să analizăm puțin și, nu știu, participând la câteva traininguri, da, cu siguranță descoperi și afli multe lucruri noi, da? În comunitate, da, spuneam că este extraordinar unde mai vezi că, nu știu, în alta, mai fost eu angajată și în alte părți, da? La orice întrebare, da, să fii ajutat, să fii îndrumat, da? Și să te simți în siguranță și cineva să te susțină, să te ajute chiar în momentul în care ai nevoie cel mai mult. Deci astfel suntem noi aici în comunitate, ne ajutăm, ne susținem reciproc și avem parte de, cu siguranță sunt la locul și la timpul potrivit și am parte de cei mai tari mentori. Mă bucur că te simți în familie, te felicit pentru lucrul acesta. E adevărat că Mersi. avem o comunitate mare, dar chiar dacă suntem atât de multe fete și băieți, cu toate acestea ne simțim ca în familie, pentru că atunci când ai nevoie de ceva, când ai nevoie de suport, suntem unii alături de alții, ceea ce nu poți să găsești în altă parte. La locul de muncă, în alte joburi, nu am întâlnit lucrul acesta. Dar Da. aici, în Forever, îi întâlnești și nevoia ta se împlinește. Așa că vreau să ne spui dacă ai încuraja alte persoane să facă parte din echipa aceasta. Da, cu siguranță, pentru că cu siguranță da, și nu trebuie să te gândești, să-ți pui multe întrebări, pentru că, de exemplu, cum povesteam eu că aveam multe întrebări și nedumeriri, da? Deci toate acestea sunt doar în mintea noastră, însă este învățabil, da? Este pentru oricine, cu siguranță. Și tu, dragă mămică, dacă te simți în pielea mea, cum să spune, și nu știu, dacă ești student sau nu contează, sau dacă ai chiar și o afacere clasică, adică este o activitate pentru oricine, da? Și poți să o dezvolt part-time, da? Flexibil, online, adică unde ai acces la internet, nu știu, ai o mică pauză, da? Tu știi deja ce activități ai de făcut și ți le faci, da? Așa. Și nu mai stai și butonezi pe, că oricum acum lumea socializează, da? Stă pe Facebook sau pe alte rețele de socializare, da? Însă noi aici învățăm să gestionăm cât mai eficient timpul și timpul petrecut pe online, da? Să fie cât mai productiv. Așa că vă invit și pe voi alături de noi să creștem comunitatea, să creștem împreună, să ne dăm voie să visăm și să realizăm visurile noastre, pentru că ele chiar se realizează și este posibil. Doar trebuie să ne dăm voie să visăm, da? Și cu siguranță să pășim pas cu pas zilnic spre visele noastre.
Mulțumim frumos, Viorica! Îți mulțumim că ai Da. împărtășit cu noi povestea ta extraordinară. Sunt sigură că ai multe să ne spui și te mai invităm și altă dată să ne mai împărtășești din experiența ta, pentru că ai o experiență frumoasă și ai cunoscut deja succesul. Sunt sigură că îți dorești mult mai multe de la afacerea aceasta. Și mi-ar plăcea să ne spui în final ce ți-ai dorit tu din această afacere. Păi, ce se ține de network marketing, aș dori să pășesc în următorul nivel, da, la asta lucrez momentan și să-mi îndeplinesc visul meu cel mare, da, pe care îl voi spune când va fi realizat, da, și dar bineînțeles că muncesc la asta zilnic, mi-a făcut deja niște obiceiuri noi la care muncesc, da? Așadar, vă invit și pe voi alături de noi să învățăm cum să gestionăm timpul mai eficient, cum să ne facem munca și pe online cât mai productiv, da? Să cunoaștem oameni noi, să cunoaștem istorii, povești de succes noi și de ce nu, data viitoare, să fii și tu aici alături de noi să ne spui povestea ta, cel care ne urmărește acum. Mulțumim frumos, Viorica, și îți dorim mult succes, abia așteptăm să te felicităm la următorul nivel și să mergem împreună în Mulțumesc. vacanță, pentru Da, de ce că, nu? da, pentru că ne Mi-aș dorim lucrul dori. acesta. Da, Da. da. Așa că, Și eu vă da. mulțumesc, îți mulțumesc ție, Mihaela, și celorlalți vă urez o seară plăcută în continuare și ne vedem, de ce nu, cu alte ocazii minunate. Bine, pupici! Pa, pa!